În popasul ăsta de 3 ceasuri, în drumul nostru spre Canaanul Ceresc, prin pustia Egiptului, ne-am oprit. Și Iisus e aici. Și El e lumina lumii. Când vine lumina, se vede orice pată. Se vede orice zbârcitură. Și oamenii nu iubesc lumina, de-aia stau la întuneric. Și ce bine e că ne-am separat de lume și acum suntem numai noi. Mare lucru să fii unde e Iisus. Și au zis că nicio pată și nicio zbârcitură acolo nu intră. Și acum mai este 1 ceas și 15 minute în care Duhul Sfânt mai poate elibera, mai poate curăța. Sângele lui Iisus mai curăță orice păcat. Ce mare lucru să fii unde e Iisus și El e regele. Bucuria noastră în dimineața aceasta e pe măsura trăirii săptămânii care au trecut. Așa merge. Cât ai fost e domnicesc, când vii în adunare, ești numai un amin și un aleluia și scurge lacrima aia de cercetare. Cât ai fost de firesc, așa vii acum, cum ai fost. Dar Domnul poate schimba situația. Și asta e bucuria noastră. Am venit apăsați și mergem înviorați. Am venit firești și mergem domnicești. Și zicem, Doamne, lucrează Tu. Fa major. Ieșiți din Babilon, poporul meu ieșiți și înapoi nu vă uitați, ci dați de știre printre frați că timpul e greu. Am rânduit ca necas să fiu cu voi până la sfârșit, dar nu uitați că și eu v-am spus, orice ați avea de suferit, voi fi cu voi. E vremea trâmbiței din urmă, pe-ai mei aleși din voi adună. Dați mâinile acum, nu vă certați pe drum, grijă de voi purtați, căci toți îmi sunteți frați, căci toți îmi sunteți frați. Și chiar în jurul tău cu grijă să lucrez la cel căzut și slab, căci sementul ești. De voi găsi, făcând așa, îmi voi întinde mâna mea și trupul meu și peste acei ce cu blândețe v-au primit ca pe ai mei. În rugăciuni, când stăruiți, de fiecare amintiți, cuprindeți chiar pe păcătoși, cu orice om voi fiți miloși, ca mine fiți. Iată trâmbița acum ce sună, din voi adânci pe-ai mei i-adună. Și chiar de-oi zăbovi, dorul ți-oi împlini, salvând vei fi salvat. Dorește neîncetat, dorește neîncetat, pe toți să-i mântuiești, tot timpul să fii treaz, că așa vei birui în marele necaz. E vremea trâmbiței din urmă, pe-ai mei aleși din voi adună. Dați mâinile acum, nu vă certați pe drum, grijă de voi purtați, căci toți îmi sunteți frați, căci toți îmi sunteți frați. Și chiar în jurul tău, cu grijă să lucrez la cel căzut și slab, căci sementul ești, că sementul ești. Mână cu mână, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Toată adunarea,
mână cu mână, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Să ne rugăm, să ne rugăm, să-i cerem să ne îmbrace cu putere, că zilele vor fi nespus de grele, să-i cerem să ne îmbrace cu putere. Mâine cu mâine, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Să ne rugăm, să ne rugăm, așa cum s-a rugat și Ieremia, așa cum s-a rugat și Ezechia, așa cum s-a rugat și Maria. Mână cu mână, toți împreună, să ne rugăm, fraților, până la sânge și vom învinge tainele ispitelor. Domnul să dea biruința adunării. Amin.